4 pompe de mare capacitate au adus pompierii pentru golirea barajului de la Tăul Mare. Alte 2 utilaje au fost puse la dispoziție de autoritățile locale. Specialiștii de la Apele Române așteaptă acum rezultatele măsurătorilor efectuate cu aparatele speciale pentru acest tip de operațiune. Sistemul de golire automată a lacului are o vechime de 100 de ani. Am intrat cu un sonar și am constatat o colmatare în jurul turnului, după calculele făcute, de circa 6 metri. Deci undeva unde ar trebui să avem vreo 14 metri apă, am avut numai 7,8 metri. Experții în lucrări hidrotehnice au făcut și măsurători privind rezistența barajului și au descoperit un grad ridicat de colmatare. Am discutat cu specialistul care a fost și în prima zi. Vor veni și constructori specializați în construcții de asemenea baraje pentru a avea cât mai curând un deviz estimativ și o soluție concretă pentru punerea în siguranță. Din cei 268 de oameni care locuiesc în zona de pericol a barajului, doar jumătate și-au părăsit casele când s-a dat alarma. Acum aceștia sunt bucuroși că se pot întoarce acasă. V-ați temut? Eu nu m-am temut, pentru că știu că e bine consolidat. E moș făcut. O fost o fisură, da, într-adevăr că a fost, dar aia nu-i problema de a cade pe el în jos. Acumularea Tău Mare din județul Alba a fost amenajată în urmă cu peste 250 de ani și înălțată în 1908. Barajul a fost exploatat până în urmă cu 70 de ani. De atunci lacul a fost folosit doar pentru agrement.